Salutare, prieteni! Bună, bă! Astăzi din nou am primit, noi ne-am primit, un pachet de la Olanda, de la mama mea și m-am așteptat până boxa asta un pic mai mult decât o săptămână. Sunt foarte curioasă, nu știu ce este înăuntru. Arată acum ca un ravaj, dar am trebuie să deschid eu un pic înainte videoclip. Prima chestie, am primit un cart aici. Oh, ce frumos! Pentru Paște, foarte drăguț, dragă George și Claire și Charlie, Paște fericit, primăvară fericită, fericită, fericită de toate. Da. La ei Paște este mai devreme pentru că sunt romano-catolici, nu? Da. Mai devreme. Hai să vedem ce e în interior. Multe carton. O bucată de carton ca să protejeze aici tot conținutul. Mama mea e foarte acurat cu chestia de asta, dar uite să ne vedem ce este. Aici avem un șoc. Un joc, Bobby, Nederland, Het Kaartspel. Oh, Nederland! Un joc de cărți, nu? Un joc de cărți cu 54 de locații din Olanda. Wow! Foarte frumos, foarte frumos. Eu am întrebat, asta e ceva tipic olandez, cred. N-am văzut în magazine aici. Sunt un fel de washing cloth. Un prosop pentru spălat. Nu, pentru mâine. Tu pune mâine în asta. Mâinile, da, și te speli pe corp. Și dacă tu ești în duș sau ceva, faci asta. Ah, ok, am înțeles. Da. Chestia este... Un prosop pentru spălat în duș. Da, exact. Și n-am văzut aici, deci mama mea mi-a cumpărat niște chestii. Mulțumesc mult, mama, tu nu înțelegi română, dar mulțumesc mult. Foarte, foarte drăguț. Oh, nu se poate așa ceva. Ce e aici? Preferata mea, supa mea preferată olandeză, care se numește Hollandse Erdensoep met kattenspeek en de echte Unox rockworst. Lecker. Foarte delicios. E un fel de ciorbă. E ciorbă. Da. Ciorbă de mazăre, nu? Da, ciorbă de mazăre. Și este extrem, extrem de delicios. Încă o ciorbă de mazăre. Două ciorbe de mazăre. Și, oh, I love, nu se poate. Nu se poate una ca aceasta, doamne și domnilor, aici un Helders XXL Rockwurst Bright mit Qualitätsfleisch. Oh, cu carne de calitate făcut, doamne și domnilor, da. Niște iepurași de plastic, doamnelor, și de plastic, ciocolată. Iepurași de ciocolată. Este fundiță românească, foarte frumos, vedeți? Uite ce frumos cum i-a făcut. Uite cum arată, da. Foarte frumos, deci, Babi. Mama mea păstrează multe chestii. Ea are multă atenție pentru chestia asta. Și chiar în momentul ăsta, ea face ce fac asta și apreciez așa de mult. Foarte drăguț. Oh, de ciocolată pentru Paște. Priviți, doamnelor și domnilor, cum arată. Next. Doamnelor și domnilor, extra reichgefüllt hongharse gulaschsoep. Gulaschsoep ungurez, doamnelor și domnilor, priviți deliciosime aici, olandeză. Ăștia în Olanda cred că pot să facă gulaș ungurez, dar habar n-au cu... E așa de diferit gulașul olandez românesc. Bineînțeles, dar e ungurez. Aici avem altceva. Ia să vedem, The Router, cu diferite smacuri, cu diferite taste-uri, nu? Da. Gusturi. Astea sunt chestii pe care eu am văzut numai pe tort aici în România, dar chiar noi punem chestii ca asta pe... Ciocolată decorativă pentru tort, gen, dar noi, e olandez, eu pun pe pâine. Da, în dimineață. Foarte frumos, da. Foarte specific olandez. Aici avem mai multe chestii pentru Paște. Pentru Paște decorativă? Nu e decorativ, e ciocolată cu un fel de chestii. Ok, da. Foarte drăguț. Aici eu am cumpărat niște chestii. Hopa! Asta sunt niște, cum să zic... Strugurel? Nu, pentru ruj. Da, pentru ruj. Da. Pentru buze? Da. Strugurel? Da, e un fel de strugurel, dar și este foarte bine pentru buzele. Da, pentru buze crăpate, pentru uscate, pentru toate chestiile, da. Eu am un fel de alergie când primăvara începe și avem iarbă și copaci. Da. Eu am un alergie de polen. Nu este foarte, foarte rău, dar... Mă simt mai obosită și nasul meu și de toate. Și asta este ceva care mă ajută foarte mult. Deci mi-a cumpărat asta. Dar am crezut că tu ca olandeză îți place iarba. Câtă vrajală! Ia să vedem, next! Dacă am o alergie, asta înseamnă că sunt mai multe rom. Next! Niște... Stropkuchen! Ia uitați, doamne, știu, stropkuchen. Astea sunt niște un fel de biscuits, cum se numesc, fursecuri olandeze specifice, stropkuchen. Foarte delicios. Cookie. Deci, noi avem stropwafels, poate voi știți, pentru că și avem, am văzut chestia asta și la Carrefour, dar stropkuchen sunt un fel de stropwafels duplu. Oh, da. Preferata mea. Hola! Oh, uite! Oh,
George. Oh, nu George. Se poate așa ceva, doamnelor și domnilor. Priviți Unox din nou, brown and bone and soup, Leckermania, Stefiche. Ciorbă de fasole, foarte da, delicioasă. Da, îți place foarte mult. Opa! Hartige zart! Brosseboden. Reclamă subtilă. Brosse. Brosseboden. Și aici Hartige zart, ce îmi place foarte mult, pentru că o face Claire Hartige zart cu tot felul de delicioase. Un fel de quiche, un fel de plăcintă de legume. Foarte delicioasă. Ia să vedem next. Deci ceva special pentru nu tine. Se poate așa ceva, doamnelor și domnilor. Nu vine să cred. Ce mi-a luat aici, mămicuța mea? Nu știu. Soacră, ia să vedem. Deci e un... Oh, cred nu. Că e un car. Oh, nu. Și aici ce avem mai întâi? Încă un rockwurst? Și încă fasole. O, cu fasole. Oh, lecăr, lecăr, delicios. Ia să vedem. Ia să deschid aici în față. Da! Geniet van deze mooie dag samen met Claire. Lieve George, van harte gefeliciteerd met je 33ste verjaardag. Nog heel veel gezonde en gelukkige jaren erbij. Ah. Dankjewel, mama. Oh, that's so sweet. That's so sweet. Liefde. Ah. Ja, dankjewel, ja. Aici mai multe fursecuri. Mai multe fursecuri, da. Bineînțeles, pentru că nu avem destul de mâncare aici. Fursecuri olandeze. Și am lăsat niște jocuri în Olanda. Opa. Am întrebat, haide, să mă dau niște jocuri pe care i-am lăsat în Olanda. Wow. Deci aici mama mia. Mama mia, un joc. E despre pizza, e foarte amuzant. Da. Asta niciodată noi ne-am jucat, pentru că este pentru trei jucători. Saboteur. Asta. Sabotaj sau ceva, asta ce? Fărculac. The Werewolfen. E un joc așa de interesant, dar este minim 8 jucători. Ah. Dar am vrut să avem asta aici. A, cine este vârcolacul? Da, ceva da, da, de da. Genul. Who's the mole? Who's the mole? Cu handle, e la fel un joc foarte frumos olandez. Se joacă între 2 și 6 persoane, foarte frumos. Da, foarte drăguț. O grămadă de jocuri. Hartă hătar, din nou. Foarte, foarte bun. O să o pun pe nevasta mea să facă această plăcintă olandeză sau quiche olandez și asta o să vă arăt și într-un videoclip când o să-l prepare pentru ele, pentru că e deliciosime. E asta ce este? Drop. Un drop specific olandez, doamnelor și domnilor, priviți dropul. Asta chiar că e specific olandez. Chiar este. Mie nu-mi place dropul, îi plac foarte mult aceste bombonele. Uite. Lifă ceacea aici pentru și cățelușa asta? Noastră. Asta ce este? Pentru Charlie, da, nu? Da, pentru Charlie. Chewy sticks. Și... Mm. Oh, George. Opa, asta e un fel de covoraș pentru Charlie, pentru nu să stea. Și eu cred că mama mea a făcut asta. Eu cred că ea a făcut inima asta. Foarte frumos. Uite ce drăguț da? Este. Pentru Charlie, bate. Ah. Cu inimioară cu asta. Foarte, da. Să stea pe ea. Foarte drăguță. Așa că toate astea sunt lucrurile pe care ni le-a dat mama soacră pentru Paște. Da, mulțumesc mult, mama, te iubesc mult. Mulțumim foarte mult. Așa că spuneți-mi în comentarii ce ați primit voi de Paște, că noi am primit și suntem foarte fericiți cu lucrurile acestea. Mulțumită Dumnezeu pentru tot și mamei soacră, bineînțeles. Da. Și tata Vitrec. Și tata Vitrec și doamne ajută tuturor și ne vedem data viitoare. Și un weekend frumos și la revedere și pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.